Și sunt două echipe în formă, așa cum spune lumea? Da, dacă ne uităm la, știu, la ultimele două jocuri, la Craiova ultimul, că penultimul nu, dar dacă ne uităm la ultimul joc la Craiova și FCSB ultimele două, chiar jocul fără nu a jucat rău. Este clar că două echipe care par în formă, au și motivație, vor neapărat să fie în play-off cât, cât mai sus să se ducă cu punctajul, așa că nu, dar e un joc, va fi un joc puțin dezechilibrat. Dacă e adevărat că și compania și au probleme, atunci lucrurile pentru FCSB sunt dezechilibrate. Înțeleg că n-ar fi foarte grave și ar putea juca. Atunci Olaru lipsește, absență foarte importantă în jocul lor, o să vedeți. Olaru lipsește. Dacă lipsea și Juma după acea fază, cred că era mult mai lucrurile erau. Că sunt cei mai în formă doi fotbaliști. Lucrurile plecau din start cu Craiova ușor favorită. Acum spune și Craiova, dacă vă reuși să repete jocul bun făcut, ultima etapă, că nu știu dacă cu cei de la CFR, acum știți, la fotbal, la o săptămână alta se întâmplă multe. Am văzut o declarație a lui Adrian Ilie apropo de Andrei Ivan. Noastră aveți încredere în Andrei Ivan? Eu știți ce a spus Adrian Ilie? Da. A zis așa, domne, un meci joacă bine, patru nu joacă, dispare. Da, da, asta este adevărul și eu am crezut foarte mult în el. Atunci ne-a plecat prima dată în Rusia, chiar m-am bucurat, domnule, și cred că de acolo poate să facă pasul un alt campionat mai bun. S-a dus în Austria, a venit apoi în țară, răscumpărat de Rotaru. N-are continuitate, n-are, nu este un jucător care să aibă continuitate. Are momente, cum a spus și Adrian Ilie, un joc, două, în care nu știi că e pe teren. Adică, nu știu ce să zic, e talentare, talentare, slavă Domnului Dâmbelciuc, dar probabil că mental. Da, o echipă care dă 3, 4, 5 milioane are nevoie de el meci de meci, n-are voie nevoie de el să joace când... Că n-a dat 3 milioane, a dat vreo milion când l-a cumpărat, am înțeles, de la Krasnodar înapoi. Înapoi, da, când l-au dat cu 3. L-au dat cu 3, da. Da. Acum vor 3, din ce am înțeles. Trebuie să vină. Bine, dintre ce vrei și ce cine poți... Cine vine cu 3 deocamdată? Deocamdată nimeni. A marcat această dublă și cu Sibiu și acum cu CFR-ul, dar deocamdată nu. El e departe, el trebuie să lupte pentru postul de titular la echipa națională, dar văd că nu-și dorește asta, probabil. Da. Pe bancă la FCSB, Leo Strizu, care nu merge la antrenamente, același film. Sau ce același episod. Gigi Becali merge la antrenamente? Nu. Dar face schimbări. Deci nici Gigi nu merge la antrenamente. Cum se pare că situația asta continuă și nu se întâmplă absolut nimic? Am văzut o declarație la Maria Neancu. Ar fi culmea ca FCSB să ia campionatul, o echipă fără un antrenor licențiat. Și se creează un precedent. Licențiat, da, și totul e făcut de un patron care, sigur... Am învățat mult fotbal, Gigi, probabil, în ăștia 20 de ani sau de când este el implicat, mai 15 ani, dar ar fi rușinos pentru fotbal românesc. Da. Companiul joacă, aveți așa un jucător care ar putea ieși în prim plan? Dintre... Păi, știu, poate... Sau așteptați pe vreun jucător? Poate Tavi Popescu să încerce să... Pentru cine va juca în stânga, probabil va juca el în stânga, nu va fi titular Coman, mă gândesc. Va juca cu Aide clar în locul lui Olaru. Da. Va fi un joc mai destructiv așa. Aide mai recuperator mai mult decât Olaru, dar pe fază ofensivă, în schimb, susține mai greu atacul. Tot Giuma poate să aibă un moment foarte bun și să pe linia de fundaș central la celor la Craiova să profite. Că nici acolo, chiar dacă la meciul cu CFR, lumea este o pereche foarte bună. Eu zic că deocamdată și portughezul ăsta care joacă la ei și cu sârbul sau ce este, Zivkov, nu? Da. O meci au jucat împreună. Să vedem. Nu e simplu. Nu e simplu deloc. Mai cu seamă că și acolo mai este o problemă în dreapta, în stânga la Craiova. Au acel jucător de culoare care, sigur, pe fază ofensivă, interesant, dar defensiv o să aibă probleme o corde. Probleme mari de tot. Da. Mihai Rotaru a spus aici la ProSport Live că pentru el există doar podiumul, nu există play-off, nu-l interesează. Credeți că au nevoie de victorie acum ca să intre în primele trei? Nu, și nu s-a de egalitate la șut, adică e cartul între el și FCSB, rămâne deci același. Pentru FCSB victoria, pentru Craiova da, celelalte da, două variante. Da, de bine să face și Rapid, dacă Rapid câștigă la Mioveni în seara asta lucrurile, atunci Rapid vine pe locul 3 din nou, dar e o luptă strânsă acolo. Pentru locul 3 sunt trei echipe, FCSB, Craiova și Rapidul, care deocamdată e greu să spunem cine are șanse. Ce ați mizat la acest meci? La cine? La FCSB Craiova. 1x. 1x. Adică nu 2. Da, nu cred. Nu vedeți pe Craiova. Nu cred că vor reuși să
să-și depășească condiția și probabil că... Adică nu vedeți două meciuri foarte bune? Da, nu... Că a fost foarte bun. Din partea mea să le facă, să câștige următoarele 10 etape. Dar nu-l vedeți, nu-i treaba mea. Dar nu cred că deocamdată Craiova are forța să două jocuri cu două echipe de același nivel, cel puțin, dacă ne uităm la clasament, să le învingă pe amândouă. Amintit acolo de Hanca și de Vână, v-ați dorit să-i vedeți? Că sunt în lot. Da, da. Din ce spune domnul Neagoe. Da, sunt în lotul lărgit, este probabil. Este și o strategie, probabil, acelor la Craiova, pentru că au la comisie dosarele care se judecă. Și atunci, faptul că ei mai departe arată, contează pe ei, că a fost doar o întâmplare, cele 3 zile, 4, că antrenorul fostul, antrenorul a trimis la echipa a doua, s-au separat și ei vor să arate că sunt de bună credință și lucrurile merg în continuare. Dar nu vor fi în teren niciodată. Așa cred eu. Ar trebui să vedem un pic din ideile lui Neagoe după atâtea etape sau e prea devreme? Eu știu, să vedem. De ce să nu vedem? Trebuie să aibă și el, ca și Ivan, în continuitate. A câștigat un joc acum important cu CFR-ul, și cu Sibiu la fel acasă. Acasă până acum a rezolvat-o. Afară a fost mai greu pentru el, dar eu zic că de ce nu? Este un antrenor care, știu, nu spectaculos, dar un antrenor care bine organizat. S-a văzut echipa noastră rău așa cu CFR în teren, chiar deloc. I-au dominat clar pe cei de la CFR. Așa că... Dar vi se pare că există un stil Neagoe? Adică se vede stilul lui impus echipei? Da, este un stil care l-a impus Pițurcă în fotbalul românesc. Eu lucram mult împreună și n-avea cum, și copiat, n-avea cum să nu să uite ce a lucrat cu Piți atâția ani de zile. Da? Mi se pare că și la este, cum este, se îmbracă la fel. Eu zic că este un antrenor bun de Liga 1 și să-i doresc succes, bafă. N-am de ce, n-am niciun fel de problemă. Mâine avem și Farul Petrolul, Farul care a scos un 0-0 la Argeș și cred că ar fi dorit mai mult, dar n-a reușit. Da, un meci care, sigur, clar, pleacă favorită Farul pe hârtie, dacă ne uităm, dar trebuie să fii atenți, pentru că ei au mai avut acasă două sincope, unde au pierdut 4 puncte, cu Mioveni și Sibiu. Da. Au făcut două 0-0, cu două echipe modeste la momentul ăla. Da. Și eu spun că